La Cernăuți a avut loc întâlnirea formațiunilor politice din Ținut cu reprezentanții organizațiilor publice. Sectorul de dreapta și veteranii Afganistanului au discutat cu reprezentanții puterii problemele care există în Bucovina și împreună au căutat soluții. La Consiliul Orășenesc Cernăuți s-a desfășurat întâlnirea procurorului ad interim al regiunii, adjunctului șefului Direcției Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Cernăuți, procurorului orașului și secretarului Consiliului Orășenesc Cernăuți cu reprezentanții organizațiilor publice și formațiunilor, care împreună cu lucrătorii miliției vor patrula străzile orașului asigurând ordinea publică. Au fost examinate și alte chestiuni. Ca urmare s-a ajuns la următoarele înțelegeri. Am convenit că vom conlucra și în continuare. Comitetul executiv va aproba statutul Consiliului Coordonator pentru respectarea ordinii publice și prevenirea corupției. Proiectul hotărârii va fi postat pe site-ul Consiliului Roșenesc pentru a fi examinat și discutat. Contăm în continuare pe o conlucrare strânsă între organizațiile și formațiunile publice cu organele de drept. La indicația Procuraturii Generale a Ucrainei și propunerea opiniei publice din Ținut, Procuratura Regională a inițiat mai multe controle privind respectarea legislației bugetare, exportul de material lemnos, respectarea legislației anticorupție, etc. Pavlo Vanzuriac, procurorul ad interim al regiunii, a promis să se întâlnească sistematic cu reprezentanții opiniei publice, mass media, să informeze pe bucovineni despre activitatea organelor procuraturii. În primul rând, vreau să vă spun că nu simt niciun fel de presiune. Le sunt recunoscător bucovinenilor că în ultimul timp în ținutul nostru n-au fost întreprinse acțiuni cu încălcarea flagrantă a legii. Am examinat astăzi chestiunile privind adresările către Procuratura Regională, inclusiv din partea sectorului de dreapta. De asemenea, Pavlo Vanzuriac a dat asigurări că fiecare adresare către Procuratura Regională va fi verificată minuțios. Fiecărui fapt expus în adresări îi se va da o apreciere juridică justă. Pe lângă Consiliul Local Cernăuți, va fi creat Consiliul Coordonator pentru prevenirea corupției și menținerea ordinii publice. Despre aceasta a declarat conducătorul fracțiunii Zabat Kivșină, Alexei Kaspruk. Din componența Consiliului Coordonator trebuie să facă parte reprezentanții tuturor organizațiilor publice, care au susținut și susțin în continuare Maidanul. Aici vor fi reprezentanții ai Metoapărării, ai studențimii, precum și cunoscuți activiști. Persoana care se va bucura de cea mai mare susținere va intra în componența Comitetului Executiv. De asemenea, politicianul și-a exprimat atitudinea față de acțiunile ilegale și încercările care aduc la destabilizarea situației din oraș și regiune. La Cernăuți acționează legile Ucrainei și toți locuitorii orașului trebuie să le respecte necondiționat. De aceea, în cazurile când sunt amenințați funcționarii, antreprenorii, ei trebuie de urgență să se adreseze organelor de drept și centrului de coordonare. Alexei Kaspruk a dat explicații vis-a-vis de negocierile privind crearea noii conduceri a orașului. Consultările continuă, inclusiv cu reprezentanții opiniei publice și atunci când vor fi formulate anumite propuneri, ele vor fi anunțate în mod public. La sesiune va fi abordată cel puțin componența de lucru a Comitetului Executiv. Vă amintim că sesiunea Consiliului Orășenesc urmează să aibă loc la 6 martie. Reprezentanții clerului cernăuțean s-au adresat către cetățenii din Bucovina și din toată Ucraina, chemându-i să nu reacționeze la provocări, să înceteze confruntarea între națiuni, să ierte pe vinovați care au instigat spiritele, pentru ca ura să nu distrugă țara, și totodată să-și pregătească sufletul și corpul pentru postul cel mare. Karate trebuie z lyubovyu. Trebuie să pedepsim prin iubire, așa ne învață Apostolul Pavel, iar Sfânta Scriptură ne îndeamnă, în toate trebuie să existe iubire. Drept exemplu poate servi felul cum sunt pedepsiți copiii. Noi îi pedepsim, dar în același timp îi și iubim. De aceea, în prezent, trebuie să le oferim șansa oamenilor care au greșit, au luat mită, au fost un detaliu al acestui sistem corupt, să se corijeze prin pocăință. Poporul îi va alege pe acei cărmuitori care vor avea grijă de el, dar nu de a se îmbogăți. Poporul poate fi liniștit numai prin hotărâri pozitive, constructive. Biserica aici nu are nicio influență. Avem dreptul să tăcem când poporul se revoltă, însă poporul este foarte revoltat.
Trăim acum clipe istorice, totodată și biblice. Suntem în preajma Postului Mare, a Duminicii Iertării. Biserica greco-catolică ucraineană are dreptul să spună principala frază: iertați-vă unii pe alții. Cel ce poartă în inimă ura, acela cheamă la răsplată. Cine cheamă la confruntare, cheamă la o nouă vărsare de sânge, ceea ce este un mare păcat. În aceste clipe de tulburări sociale, Biserica îi cheamă pe Ienoriaș, pe toți cetățenii statului, la pace și liniște. Biserica întotdeauna a condamnat și condamnă păcatul, corupția, acțiunile criminale, dar mai întâi de toate, Biserica îi cheamă pe oameni care văd aceste manifestări al răului să păstreze calmul, să țină minte că trebuie să aibă ură față de păcat, împotriva păcatului trebuie să lupte, iar pe cei păcătoși trebuie să-i iubească. Trebuie să fim conștienți de faptul că ceea ce se întâmplă acum va trece. Activiștii Euromaidanului au comunicat cu activiștii sectorului de dreapta. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă neformală, fără prezența presei. În finalul discuției, participanții la acțiunile de protest de pe Maidan s-au întâlnit cu reprezentanții media, comunicând despre discuția avută și înțelegerile la care s-a ajuns. Participanții la evenimentele de pe Maidanul din Kiev sunt revoltați de actuala situație. Potrivit activiștilor, care numai ce s-au întors din capitală, unde au operat cu riscul vieții, libertatea, ei nu înțeleg acțiunile unor organizații. La o bună parte dintre noi, mă refer la cei care au stat pe Maidan, nu le sunt clare unele lucruri. Am văzut cum sectorul de dreapta face unele declarații foarte dure. Am văzut pe străzi oameni cu măști. Participanții la Euromaidan s-au arătat a fi îngrijorați ca și activiștii radicali, însă consideră că timpurile anarhiei trebuie să treacă pe planul 2. Oamenii trebuie să acționeze doar în cadrul legislației în vigoare. Considerăm că a trecut timpul măștilor și bâtilor. Viața trebuie să revină la normal. Avem doar miliție, procuratură. Evgen Jitariuc avertizează politicienii să nu-și asume meritele eroilor care și-au pierdut viața pe Maidan pentru libertatea și independența Ucrainei. Vor fi și întrebări de acestea. Ce ați făcut în aceste 93 de zile? Ce ați făcut în ultimii 4 ani? Care sunt rezultatele activității? De asemenea, participanții la Euromaidan au declarat că nu pretind la posturi, însă vor urmări cu atenție transparența formării noii puteri la Cernăuți. Recent a avut loc conferința reprezentanților autoapărării populare. Ei au discutat despre activitatea de mai departe, au examinat interzicerea măștilor negre, căci deseori sub aceste măști se ascund cei care se dau de reprezentanți ai sectorului de dreapta și sunt bandiți cu adevărat. Adunarea autoapărării populare a avut loc în sediul administrației regionale de stat. Să participe la ea au sosit reprezentanți din toate raioanele regiunii. A fost discutată situația din țară și punctate sarcinile principale pe perioada imediat următoare. Îndeosebi, autoapărarea se pronunță împotriva folosirii măștilor negre de către formațiunile de menținere a ordinii publice în Bucovina. Până ce detașamentul de autoapărare populară în regiune n-a fost format, listele sunt completate. Sunt înregistrați doritorii. În raioane ei vor fi selectați împreună cu colaboratorii organelor de drept. Fiecare care dorește să facă parte din formațiune va fi verificat dacă anterior n-a avut probleme cu legea. Următorul pas va fi eliberarea legitimațiilor pentru că reprezentanții autoapărării populare să fie identificați. În prezent, în Cernăuți, reprezentanții autoapărării populare patrulează deja străzile orașului. Recent, ei au reținut și niște infractori care au săvârșit furturi. Exemplul lor a fost preluat și în raioane. Reprezentanții autoapărării populare conlucrează și cu colaboratorii inspecției auto de stat. Automaidanul a încercat să lustreze puterea din Novodnistrovsk. Participanții Automaidanului din Bucovina au sosit în orașul energeticienilor și au participat la sesiunea Consiliului Orășenesc. Unica cerință pusă în fața deputaților, demisia secretarului Consiliului Orășenesc, Mikola Luceac. Raidurile de lustrație ale Automaidanului au devenit ceva obișnuit. Participanții la Automaidanul din Bucovina au declarat că încep lupta împotriva funcționarilor care au servit vechiul regim și cer demiterea
memoria tuturor foștilor reprezentanți ai puterii. Unii funcționari bucovineni implicați în corupție au simțit aceasta pe propria piele. De data aceasta, coloana Automaidanului a sosit în Novodnistrovsk, cerând demiterea secretarului Consiliului Orășănesc, Micolo Luceac, amintindu-i de presiunea exercitată în timpul alegerilor. Aveți dreptul moral de a nu avea frică de oameni, de răzbunarea din partea lor. Pur și simplu trebuie să vă delegați în puternicirile. Colomiec a fost susținut de reprezentantul partidului Svoboda Melniciuc, care a menționat că în ultimii 4 ani puterea a acționat prin metode dictatoriale și rezultatele precedentelor alegeri nu pot fi considerate oneste. Membrii Partidului Regiunilor trebuie să-și aprecieze activitatea din punct de vedere moral și să cedeze locul, să vină oameni noi. Despre aceasta trebuie să vorbim, căci metodele radicale dure pot duce la rezultate nedorite. Discuțiile în cadrul sesiunii au fost acute, dar vii. Prezenți au fost și reprezentanții comunității, activiștii. În fața sediului Consiliului Orășănesc a avut loc și un meeting. Oamenii au cerut demiterea lui Micolo Luceac și renunțarea la mandate de către deputații din partea Partidului Regiunilor. Au fost criticați și foștii opozanți. Nu apărăm pe nimeni. Dorința de a vota împotriva tuturor este în prezent foarte actuală. În rezultat, sesiunea a susținut cererea secretarului Luceac depusă în ajun de a demisiona. Primarul în exercițiu și-a menținut postul, datorită încrederii acordate de deputați și de comunitate. Dacă deputații sau comunitatea mi-ar spune la revedere, voi accepta imediat demisia și le voi spune drept răspuns vă mulțumesc. Participanții la Automaidan au rămas satisfăcuți de decizia luată la sesiune. Oleksii Kolomiec afirmă că în toate cazurile decizia va fi luată de către oameni. Locuitorii Novodnistrovskului și-au spus cuvântul. Nu avem dreptul să intervenim. Automaidanul a declarat că nu-și încetează acțiunile, reluând raidurile săptămâna viitoare. Ziua în amiază mare, pe site-ul Consiliului Orășenesc, Cernăuți, a apărut o comunicare despre aceea că, în legătură cu nenumăratele adresări ale antreprenorilor și cu scopul controlării situației curente la întreprinderea comunală Piața Kalinivski, în conformitate cu o dispoziție respectivă, va fi efectuată o anchetă de serviciu a activității directorului general al întreprinderii, Ruslan Serbinciuc. Iar în după amiaza aceleiași zile, Ruslan Serbinciuc a convocat o conferință de presă în legătură cu acest caz. În anul 2010, piața a direcționat în bugetul orașului 50 milioane grivne, iar în anul 2013, 80 milioane grivne. Anul acesta se prevede vărsarea în buget a 90 milioane grivne. Consider că o astfel de decizie a fost luată nu de sine stătător de domnul Kușnirek. O astfel de decizie i-a sugerat-o domnul Burbac, care a devenit ministru și s-a apucat de piața Kalinivski. Aceasta ar însemna demiterea mea din postul pe care îl dețin. Sunt primii pași spre privatizarea pieței. Una din realizările noastre este ceea ce n-au putut să facă Fedoruc și Rânjuc. Oamenii lucrează liniștit și aceasta este o realizare. Nu văd niciun pretext ca să fiu demis din funcție. Anul trecut, prin decizia deputaților Consiliului Local Cernăuți, în proprietatea orașului a trecut o parte din terenul de pământ ce aparținea pieții Dobrobăt. O astfel de hotărâre pentru mine este neînțeleasă, deoarece actualul secretar al Consiliului Orășenesc Cernăuți, Kușnirek, n-a cerut explicația mea referitoare la situație, așa cum e scris în adresarea lucrătorilor pieței Kalinivski. La Universitatea Națională Iure Fetkovici din Cernăuți va fi intensificată lupta împotriva corupției. Rectorul acestei instituții de învățământ superior cere să îi se comunice personal dacă vor apărea motive pentru asemenea plângeri. Susținând poziția civică și neindiferența studenților, conducerea Universității Cernăuțene a garantat că față de studenții care nu au frecventat lecțiile în decursul lunii februarie 2014, nu va fi exercitată nicio presiune din partea profesorilor, ci din contra, vor fi create condiții pentru recuperarea orelor pierdute. De asemenea, va fi intensificată lupta împotriva corupției. Rectorul Stepan Melniciuc propune să îi se telefoneze imediat pe numărul de telefon 584810 sau șefii departamentului juridice Natalia Saviuc 584871.
În prezent, în legătură cu evenimentele din țară, studenții au devenit foarte activi. Evident că ei își manifestă poziția deschis și mai fermă. Eu îi susțin și aș fi bucuros dacă vor duce la bun sfârșit anumite lucruri foarte necesare. Încă nu toți studenții știu despre această inițiativă. Echipei noastre de filmare i s-a declarat că au fost cazuri de luare de mită, dar nimeni nu îndrăznește să recunoască, fiindcă procesul de învățământ nu s-a terminat. Marina, studentă în anul 5, afirmă că nu are de ce avea frică, căci numai astfel poate fi dezrădăcinat sistemul de corupție în cea mai mare instituție de învățământ superior din Cernăuți. Aici nu este nimic complicat și ieși din comun. Eu personal nu m-am confruntat cu asemenea cazuri. Stepan Melniciuc relatează că circa de 10 ani activează în postul de rector. Și în această perioadă de timp au fost cazuri de corupție. Și, ce-i drept, a reușit să le soluționeze cu înțelepciune necesară. Iar tuturor cadrelor didactice le amintește să aprecieze în mod obiectiv cunoștințele studenților. Căci a fi un specialist calificat înseamnă a avea cunoștințe profunde, dar nu numai diplome. Aprecierea cunoștințelor trebuie să se facă în mod obiectiv. Dacă studentul merită nota 4, puneți-i nota 4, iar dacă nota 5, puneți-i nota 5. Însă să nu le puneți nota 4 celor ce merită nota 3 sau 2 și nu le puneți nota 5 celor ce nu au cunoștințe nici pe nota 3. Întotdeauna am fost împotriva acestei practici. Pe piața centrală din Cernăuți a fost instalată o cutie pentru prevenirea corupției. Această idee a fost lansată de activiștii Euromaidanului. De asemenea, informații de acest gen sunt plasate în rețeaua internet. Cutia respectivă se află pe piața principală din oraș de câteva zile și în ea au fost adunate câteva sute de reclamații. Potrivit datelor prealabile, cele mai multe plângeri se referă la cadrele didactice de la diferite instituții de învățământ superior din Cernăuți. Colaboratorii organelor de drept au prevenit fabricarea și realizarea băuturilor alcoolice contrafăcute. Este vorba de două cazuri. Cei drept, unul a fost înregistrat în Subcarpatia. Colaboratorii Direcției Serviciului de Stat de Prevenire a Infracțiunilor Economice au oprit activitatea unui locuitor în vârstă de 43 de ani din satul Ispas, raionul Vișnița. S-a stabilit că el, în perioada noiembrie 2013-februarie 2014, la locul de trai s-a ocupat de contrafacerea băuturilor alcoolice. Acestea erau realizate pe tot teritoriul regiunii. În timpul percheziției la locul de trai al inculpatului au fost depistate 780 de sticle cu producție pregătită pentru vânzare, 2500 litri de spirt, sticle goale și etichete. În cadrul acestui proces penal, colaboratorii miliției au înregistrat activitatea criminală a unui cetățean din regiunea Ivano-Frankivsk, care a organizat două secții ilicite în acest ținut. La 14 februarie, oamenii legii au întreprins o percheziție la figurant, confiscând 1500 de sticle cu producție finită, 300 litri de spirt, circa 20.000 de mărci de accize, etichete, etc. Colaboratorii Direcției Serviciului de Stat de Prevenire a Infracțiunilor Economice au creat un grup operativ și întreprind acțiuni pentru depistarea altor cazuri de activitate criminală și altor persoane care se preocupă de o activitate nelegitimă.